întoarcem așadar în studio. Suntem împreună cu domnul președinte a Fundației Culturale Origini Carpatice, Ștefan Davidescu. Discutăm despre un nou proiect, un proiect, aș spune eu, de excepție, aflat, iată, la a treia ediție. Este vorba de Universitatea de Vară Origini, care se derulează la Poiana Pinului în perioada 25 august 3 septembrie. Să intrăm un pic în amănunte și să facem invitația pentru privitorii noștri, stimate domnule Davidescu, să spunem cumva în ce constă această fundație, cum se derulează proiectul, cum se derulează, aș spune eu, programul zilnic și să ne devaluați așa câteva din elementele la care să se aștepte participanții la această, aș spune eu, importantă activitate, dat fiind faptul că sunt pe afiș nume de rezonanță din toate domeniile culturii, medicinii, istoriei, arheologiei, literaturii. Să vă spun puțin despre istoria acestei școli de vară. Ea a fost înființată după modelul Universității de Vară create de Iorga în perioada interbelică, dar care era adresată istoricilor și politicienilor. Timp de 2 săptămâni se dezbăteau în această școală de vară problemele, prioritățile României acelor vremuri, problemele legate și de istoriografie și de filozofie și probleme legate de cultura neamului. Se dezbăteau, să spunem, problemele legate de viitorul acestui neam și poziția acestei țări în acest areal european. Luând modelul acestei școli, Fundația Origini a creat această instituție numită Universitatea de Vară Origini, dar publicul țintă este cu totul altul. Publicul țintă este alcătuit din tineri liceeni, tineri studenți, profesori și toți cei care au această sete de cultură. Este la a treia ediție, în locul de desfășurare este Poiana Pinului, fosta tabără școlară, acum este centru de agrement. Este o locație foarte frumoasă și aici vin conferențiari din toate, să spunem, din toate zonele culturii. De ce ne adresăm tinerilor și de ce ne adresăm în special copiilor performanți? Ei sunt publicul țintă al acestei școli de vară. Pentru că în licee, în colegii, în familie, pregătirea acestor copii pentru școlile care trebuie să le facă nu este o pregătire, din păcate, o pregătire adecvată și de aceea procentul celor care în anul 1, 2, 3 al facultății pleacă de la școală, nu se regăsesc, școala nu este ceea ce și-au dorit și o iau de la capăt. Însă au pierdut un tempo foarte important și de asemenea pleacă, dar în continuare nu au stabilit o țintă. De ce?
Nimeni nu-i pregătește și nu-i învață că aceste școli, care de fapt constituie, să spun, pașii către viitorul fiecărui tânăr, trebuie alese cu multă grijă, în funcție, nu, să spunem, criterii arbitrare, că e aproape de casă, că așa merg și ceilalți colegi și așa mai departe. Trebuie în primul rând să țină seama de aptitudinile lui. Pentru că sunt foarte mulți, am văzut, medici care fac comerț. Este o anomalie totală. Sau ingineri sau alte profesii care fac cu totul și cu totul altceva. Pentru că acești tineri nu sunt bine pregătiți și consiliați către zona în care să acceadă în anii următori. Și noi atunci pe acești tineri îi punem față în față cu mari profesori universitari, cu academicieni, cu mari oameni de cultură, să vadă de fapt ce înseamnă și medicina, ce înseamnă și matematica, ce înseamnă și istoria sau fizica sau genetica și așa mai departe. Iar în aceste discuții față în față, tinerii pun foarte multe întrebări și încearcă să-și construiască o cale. Sunt tineri care au venit și la prima ediție și la a doua și care vor să vină și acum la a treia ediție pentru a-și, să spun, pentru a-și consolida căutările. Este foarte important ca acest pas în viața lor să fie foarte bine făcut și bine îndrumat. Cam cine sunt invitații, dacă vreți să ne citiți câțiva dintre distinși invitați care vor susține conferințe în fața olimpicilor, iată, și a elevilor care vor fi acolo la Poiana Primului? Sigur. Mulți dintre ei sunt cunoscuți, fac parte din senatul acestei școli, acestei universități. Domnul academician Leon Zăgrean, domnul profesor universitar Ovidiu Nicolescu, fostul decan al Facultății de Management de la ASE și este o mare personalitate europeană, domnul profesor universitar Mircea Chelaru, doamna profesor universitar Camelia Petrescu, doamna conferențiar universitar Cerasela Crăciun de la Universitatea de Arhitectură, din genetică doamna Georgeta Caldoș, care este un cercetător de detalii europeană, domnul profesor universitar matematică Universitatea din Cluj, domnul Funar, care este o personalitate cunoscută și în alte zone ale culturii, domnul profesor Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, care va ține un curs de antreprenoriat, care este foarte important, domnul profesor Alexandru Mironov, care este cunoscut de toți tinerii, revista Știință și Tehnică, domnul general doctor inginer Dumitru Prunariu, cosmonautul nostru, care este așa o mare personalitate și care este foarte aproape de tineri, domnul doctor inginer Florin Munteanu, președintele Centrului pentru Studii Complexe, care întreaga vacanță de vară este în mijlocul tabelului studențești.
De la Academia Militară avem doi profesori universitari, domnul Ștefan Mateescu și Constantin Teodorescu, cu niște teme pentru tineri, așa să spun, de mare actualitate. Domnul profesor universitar Nicolae Georgescu, Academia Română, care este la a treia, să spun, venire în tabără și care în momentul acesta este cel mai mare cercetător al fenomenului care se cheamă Eminescu. Mai avem pentru zona atelierelor iar câțiva invitați de marcă, Dalia Pușcă, actriță și care este buzoiancă și absolventă a liceului HD. Mai avem iar un buzoian, domnul profesor Valentin Ioan Postolache și gazda noastră de astăzi, domnul profesor Valeriu Șușnea. Da, interesant, numai din derularea acestor nume, iată, eu aș face invitația pentru să înțelegem că sunt încă deschise listele pentru cei care doresc să participe la aceste conferințe. Trebuie să mai spun însă că la rândul meu, pentru că m-ați invitat aici și să țin o conferință tinerilor, am și eu doi invitați care până acum, cel puțin unul dintre ei este sigur, este vorba de domnul director al Muzeului Național de Arta României, este vorba de domnul Călin Stegerean și, bineînțeles, o a doua invitată surpriză de data asta este doamna noua directoare a Institutului Cultural Român, doamna dr. Liliana Țuroiu, care își dorește de mult să vină în zona Buzăului și care cu siguranță cred că va onora, dacă nu cu prilejul acesta, probabil că cu alt prilej, invitația mea. Mulțumesc, domnule Davidescu, pentru prezența în această emisiune. Să dorim succes lucrărilor Universității de Vară, care, repet, vor începe pe data de 25 august la Poiana Pinului, la Centrul de Agrement Poiana Pinului. Este un efort pe care dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de președinte, l-ați făcut și îl faceți mereu și în, aș spune eu, tipărirea acestei reviste de excepție. Voi face la sfârșitul emisiunii noastre de astăzi, întâlnirii de astăzi, și o invitație pentru telespectatorii noștri, pentru buzoieni, mâine la orele 17 la Galeriile de Arte Ion Andreescu va fi un vernisajul filialei Galați a Uniunii Artiștilor Plastici. De altfel, este un schimb de expoziții. Noi, cei de la Buzău, vom merge la Galați, la Galeriile Mantu, pe data de 28 luna aceasta. Iată, Galațiu va veni aici și vor fi lucrări de excepție, lucrări care vor sta pe simeze până în apropierea datei de 25-26 august, așadar o expoziție de excepție. În egală măsură trebuie să spunem că în același timp cu Universitatea de Vară sau cumva împlinind și o latură aceasta artistică, vom încerca să derulăm o tabără. Tabăra aflată la a patra ediție, este vorba de Măgura Art, ediția a patra, destinată artiștilor aflați la debut de carieră. Am făcut deja selecția celor 7 nume care vor participa la această tabără, care se va integra, cred eu, frumos proiectului Universității de Vară a Fundației Origini Carpatice. Vă mulțumesc, stimate domnule Ștefan Davidescu, pentru prezența dumneavoastră aici, așa cum spuneam. Vă doresc succes în proiectele pe care le derulați. Sperăm în ajutorul Consiliului Local Municipal, care
Da, cred eu că vor fi alături și ei de noi și de ce nu și celor care vor reuși să vină, iată, să ne viziteze pe parcursul derulării Universității de Vară. Vă mulțumesc așadar și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru prezența la această emisiune și vă dau o invitație întâlnire așadar pentru miercurea viitoare la orele 17 la Clubul Artelor. La revedere!